În cadrul Târgului Internațional de Carte, Artă și Muzică Librex de la Iași a avut loc vinerea aceasta o masă rotundă, organizată de editura Doxologia. Participanții au discutat despre cărțile de copii. O masă rotundă la care încercăm să generăm o dezbatere pe tema cărții românești pentru copii, autori și ilustratori români, în acest context în care mai mult se importă literatură pentru copii, o literatură alogenă diferită de cea autohtonă. Asta nu înseamnă că, în fine, combatem schimbul cultural, ori că am susține un naționalism de tip colectivist, ci din contră încercăm să identificăm și să publicăm carte românească, să promovăm autori români și ilustratori români, care fac și propun copilor cărți frumoase. Cărțile pentru copii trebuie să aibă un anume gen de mesianism. La eveniment au participat specialiști de la instituțiile de teologie ortodoxă din Iași, dar și ilustratori de cărți care colaborează cu editura Doxologia. Partea artistică a ilustrației de carte sau și a textului de carte pentru copii e foarte importantă, pentru că, practic, dai acces copilului la o informație calitativă. Dacă îi dai informație proastă, vei avea o educație din start proastă. Deci, sunt puține edituri care investesc în ilustrația și în textul calitativ. Doxologia e una dintre puținele edituri care face lucrul ăsta. Pentru că majoritatea editurilor consideră că trebuie să urmezi gustul publicului, dar gustul publicului, practic, se formează de către editură. Sunt o încercare de-a noastră de a reintroduce ilustrația în stil clasic, în cartea românească, o manualitate a ilustrației, adică încercăm să revenim la ceea ce era ilustrația de carte odată. Acum se folosește foarte mult tableta și artificialitatea creează o distanță între copil și carte. Prin manualitatea ilustrației încercăm să dăm un aer intim cărții, copilul să țină la carte ca la ceva personal. Duminică este ultima zi în care ieșenii mai pot merge la Târgul Internațional de Carte, Artă și Muzică Librex, unde e prezentă și editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.